Bună ziua, suntem pe data de 27-2024 și continuăm mai departe cu dezvoltarea coloniilor pentru a le înmulți, în vederea înmulțirii. Acest an, în cazul meu, este doar în înmulțirea coloniilor, iar în primul film, în filmul anterior, am făcut acel film unde am pregătit o colonie pentru a crește boci. De fapt, sunt două pregătite pentru acest lucru. Acele colonii vor putea crește boci tot anul, dacă vreau. Foarte multe boci se pot crește dacă se dorește acest lucru în acel format. Așa, să vedem această micuță colonie, dacă a mai crescut, să o mai ajutăm un pic, să o mai ajutăm să crească. Ceaiul este consumat în totalitate, o să-i mai dăm. Îi mai dăm. Este făguraș, iată ce frumos a crescut. Deci încet, încet așa îi mărim. În fiecare zi, în fiecare câteva zile, coloniile acestea cresc. Urmând că în momentul în care voi dispune de boci, nu știu câte voi avea, la acel moment o să vină divizați. În 2, în 3, în funcție de câte boci am. Care sunt mai mari, cei vor fi împărțiți în 2, astfel vor lua naștere în noi colonii. Aici am rame goale, bune pentru dezvoltare, dar fără mâncare nu se dezvoltă. Deci s-a extins, să zic, încă 2 rame. Eu o să-i mai dau încă, nu știu, să vedem câte o să-i mai dăm. Oricum, aici este un pic de mâncare. Un pic de mâncare, nu foarte mult. Aceste rame să le scurtăm, fac loc, sunt foarte faine. Așa să pot lucra eu în voie. Să vedem cât se vede. E bine. Consider că sunt mai câștigat dacă vin și îi măresc treptat, decât să las cuibul în voia lui. Iată, am aici o ramă cu miere care va fi descăpăcită de data asta. Așa. Iar rama cea plină, o albine, va fi aceasta. Ia să văd, a adus ea miere aici. Da, aceasta este plină cu miere. Uitați aici, miere. Proaspătă, foarte, foarte fain. Așa, acum, dacă asta e plină cu mâncare, va veni extins cu câte rame, o să-i dau 4 rame. Cu cât e mai mare colonia, cu atâta poți să-i dai mai mult spațiu, să se extindă. Patru rame, eu trebuie să am grijă ca în următoarele 2 săptămâni aceste colonii doar să crească fără a intra în frigurile răitului, să zicem. Bun. Facem loc ca să crească. Ia să văd dacă matca a ajuns cu puietul aici. Da, a ajuns de când n-am mai fost eu.
Bun. Și sper să, dacă a intrat, asta este. Eu văd că o ață aici, din păcate, încă nu e lăptișor, dar o mică întârziere. Bine, o să mă mai uit eu un pic de puietul larvar. Sper să nu găsesc prea multe asemenea boci la început și acum, dacă îi dau rame goale, sper să se rezolve. Trebuie să reziste un pic până cresc eu bocile mele, după aceea vor fi divizați. Așa. Ce să-i faci, o săptămână de vreme neprielnică. Trebuie să existe un echilibru în colonie, să nu fie astfel de probleme. Interesează ouăle. Încă o colonie care intră în frigul roitului are această problemă. Matca nu mai depune ouă. Dacă există ouă, înseamnă că este doar o mică abatere, la regulă, mai ales că nu văd alte boci. Așa. Este o mătcuță Beca. Să văd, ea știu că are instinctul de roire foarte, foarte scăzut. Nu prea îmi fac eu griji cu ele. Dar dacă sunt foarte strânși, atunci s-ar putea să mai intre câte una și din ele în friguri, că doar n-ar fi mare lucru. Dar acum, cu spațiul care o să îl dau, se va rezolva. Știu că data trecută i-am dat două rame. Și acum va primi la fel 4 rame. Dacă data trecută au primit 2. Bine, ei trebuie verificat săptămânal în această perioadă asta, dacă nu dorești să-i scapi în friguri. Mă dau seama că o să fac niște roi destul de frumoși, o să fie roi. Am avut în anii trecuți un Beca care a intrat în friguri și eu vroiam boci de la ea și am zis, hai mă, să iau niște boci de roire. Când m-am uitat a doua oară, nu mai era nicio bot, că toate le-a distrus. Deci așa, instinct scăzut au. A reușit să umple foarte, foarte bine cu puiet roamele. Este săracul la limită cu spațiul. Da, acum sunt aici și se rezolvă.
se rezolvă acest impediment. Iată ce de rame cu puieta a reușit din cap în cap. Aceasta este foarte frumos, să zic așa. Și ce să-ți dorești mai mult de atât? Când pleci de la câteva rame de albină, să te duci înainte să se dezvolte astfel. Mai am aici o ramă, asta e cu mâncare, eu am să-i o las. Da, e cu mâncare, are miere. Perfect, și are aceste cupule, vedeți, cu cât este mai departe de cuib, apar aceste cupule pregătite de roit. Numai că albinele se cam bat cap în cap cu matca. Bun, acum urmează următorul lucru. Aici îi dăm două rame goale. Dau două rame goale, golgoluțe, ca să aibă acum urgent unde aș depozita ce aduce. Așa, una, și aici este a doua, mai are aici un strop de miere, dar nu e nicio problemă. Trecem mai departe, frumos. Aici a primit două rame. Bine, acum ce am să-i fac? Îi mai dau două rame și în capătul opus. Deci aici are un pic de miere. Ramă cu miere. Asta mi se pare că, se vede, e acea ramă conectată după diafragmă, o voi considera că face parte din cuib. Și ce am să fac? Am să-i adaug și aici două rame goale. Rame goale, frumos. Deci ce? Repede, ce bine s-a extins această colonie. Următoarea etapă ar fi divizarea, fiindcă sper să ajung eu din urmă să fac bocile mele înainte ca ea să facă boci. Așa. Acum cuibul este destul de mare. Chiar foarte mare. Am zis că îi descăpăcesc acea ramă, dar nu este nevoie. Are mâncare suficientă, așa că o să o păstrez ca rezervă. Mai ales că este o colonie cu putere. Are putere, nu glumă. Punem aici diafragma. O să mă întrebați de ce mai pui diafragma. Fiindcă consider că cuibul acum este suficient de mare. Foarte, foarte fain. Acum să îi pun și lui tratamentul cu formic. Să le îndepărtez un pic pe albinuțe. Duce-viți la o parte. Deci, aceasta este o colonie mică care s-a dezvoltat. Nici nu vreau să mă gândesc că ea mari ce au pățit, unde s-au dus ei. Sper să culeagă bine, să nu fie probleme cu ei.
să fi fost vreme bună în partea sudică a țării, fiind și măricei, s-ar putea să aibă o putere mult, mult mai mare decât acesta. Acum să-i dau formii. Dau formii. Câte un pic. Și punem această folie așa, plus că îi aduc și ceaiul cu scorțișoară. Apropo, să nu uitați să accesați acele link-uri dacă sunteți curios ce magazine sunt sponsorii canalului. Așa, aici îi pun pe spodișor, trebuie aer și urmează să-i pun ceaiul. Deci merge foarte bine dezvoltarea. Suntem în risc de a intra în friguri, dar e bine, e ceva foarte bine, mai ales că vreau o anumită dezvoltare. Cam atâta. Iată ce fain se pot dezvolta coloniile micuțe. Eu mai am încă de lucru la vreo câțiva, să le pun tratament, să le dau ceai. Până data viitoare, numai bine!